Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează vom prezenta oțetul de mere și beneficiile care acesta le aduce găinilor vara pe vreme caniculară. Gândiți-vă, este foarte cald afară și dacă noi nu putem rezista la temperaturile care sunt, gândiți-vă la găini, că găinile au pene și este mult mai greu pentru ele. Și noi le ajutăm cu un supliment alimentar pe bază de oțet de mere. Atenție, numai oțetul de mere este bun. Acesta este unul dintre cele mai bune metode și utilizat cum trebuie, ajută foarte mult găinile și puii să depășească perioada de căldură excesivă și stresul provocat acestora din cauza temperaturilor mari. Oțetul de mere are și alte proprietăți. Crește sistemul imunitar slăbit. Acum consider că nu prea este cazul pentru că este cald. Dacă găinile dumneavoastră au semne de slăbiciune sau de boală, acesta ajută la recuperarea mai rapidă. Spre exemplu, dacă găinile dumneavoastră sunt rănite sau au răni, ajută în vindecare. Oțetul funcționează ca un antibiotic natural. Alte proprietăți care sunt bune ajută puii de găină să crească rapid în greutate, adică să ia în greutate mai repede, să dezvolte mult mai rapid. Se folosește și iarna, dar vom face un videoclip când va veni vremea pentru folosirea pe timp de iarnă, pentru că acum este vară. Acum vom merge să pregătim soluția cu cantitățile care le folosim noi în apă, adică cât oțet de mere puteți adăuga în apa găinilor pentru a nu le face rău, pentru că dacă dumneavoastră puneți foarte mult, le puteți face rău prin arsuri la stomac și multe altele. E bine să folosim o cantitate care este recomandată și și le va face bine găinilor, puilor de găină și așa mai departe. Haideți să mergem să vedeți despre ce este vorba. Pentru a face acest supliment alimentar pentru găini, avem nevoie de oțet de mere, 2 litri de apă și o seringă gradată. Acum vom lua 20 de mililitri de oțet . Oțetul trebuie să fie neapărat de mere. Și vom adăuga cei 20 de mililitri de oțet de mere în 2 litri de apă. Concentrația pentru un litru de apă, concentrația de oțet, adică, este de 10 mililitri la litru. Vreau să vă spun că acest supliment alimentar îl moștenim de fapt de la părinții noștri, care la rândul lor au învățat de la bunici și pe vremuri nu aveau de unde să cumpere oțet de mere. Și puneau la fermentat mere, le lăsau 2-3 săptămâni de zile la fermentat, iar după aceea oțetul folosea la găini. Haideți să mergem la găini, iar acolo vă vom da mai multe detalii despre câte zile pe lună puteți să-l utilizați pentru a nu le face rău găinilor. În primul rând, în momentul în care folosiți acest supliment alimentar, trebuie utilizat un adăpător de plastic sau de cauciuc. Nu folosiți de metal pentru că nu este bun. În al doilea rând,
momentul în care folosiți acest supliment alimentar pe bază de oțet de mere, îl folosiți 5 zile consecutiv, iar pe urmă faceți pauză 25 de zile, adică 5 zile pe lună per total să fie folosit, pentru a nu le face rău găinilor și a beneficia de tot ce este bun. Cam asta este tot, dragi prieteni, cu acest supliment al nostru alimentar care ajută găinile să treacă mai ușor peste vremea caniculară și să fie sănătoase. Vă mulțumim din suflet că ne vizualizați. Dacă doriți să ne sprijiniți și pe noi, o puteți face lăsând un like, un comentariu, o abonare. Vă salutăm cu drag, sănătate!